Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Având în vedere că este acea zi a săptămânii în care discutăm despre sănătate și despre un mod de viață cât mai sănătos, l-am invitat astăzi alături de noi pe nimeni altul decât domnul doctor Adrian Copcea. Bună seara, domnule doctor, și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Discutăm despre diabet, în special despre mituri și adevăruri, de ce nu, legate despre diabet. Ce este de fapt această boală? Se cunosc cauzele apariției acesteia? Se cunosc cauzele apariției. Este o boală a organului numit pancreas, care din diferite motive încetează să funcționeze normal. Pancreasul are rolul de a produce hormonul numit insulină, care are rolul în organism de a regla nivelul zahărului din sânge. Zahărul din sânge se numește glucoză, se măsoară sub forma analizei care se numește glicemie și atunci așa depistăm noi apariția diabetului, în sensul că o glicemie mare semnalează o disfuncție a acestui organ și a reglării metabolismului zahărului și când această disfuncție este, să spunem, prezentă mai mult timp sau este sigură, atunci declarăm că este un diabet zaharat. Diabetul este o boală pe care o descoperim prin această analiză a zahărului, dar care este mult mai complexă decât zahărul și de aceea nu trebuie privită superficial. O persoană care descoperă că are o glicemie mare trebuie neapărat să ajungă la un medic specialist, pentru că uneori această glicemie poate avea o semnificație, uneori poate să nu aibă o semnificație în funcție de momentul recoltării, cum a dormit pacientul noaptea, cum a fost recoltarea propriu-zisă. Deci orice glicemie mare este un semnal că ar putea fi un diabet. Nu este obligatoriu să fie, dar cineva trebuie să confirme sau să infirme prezența acestei boli. Din păcate, din câte am auzit, aceste simptome apar sau sunt descoperite destul de greu sau destul de târziu. Cum ne dăm seama dacă o persoană suferă sau nu de diabet? Sunt două situații majore. La copii ne dăm seama pentru că, și la tineri, pentru că diabetul este o boală zgomotoasă. Pacienții când au glicemia foarte mare încep să urineze foarte mult, cantități de 4-5 litri pe zi. În compensație consumă cantități foarte mari de apă. De cele mai multe ori ajung să slăbească inclusiv 10-15 kg, deci un număr foarte mare de kilograme. Și toate aceste simptome împreună, dacă noi le aflăm, făcând o glicemie, de multe ori constatăm că este 250-300 și ne confirmă pe loc diabetul. Deci nu avem ce teste majore să facem decât o glicemie. La adulți este o situație cu totul inversă. Diabetul poate să existe ani de zile fără ca persoana să simtă și noi știm prezența diabetului doar din analize. De aceea, de foarte multe ori, pacienții noștri ajung la cabinet, îmi spun: domnule doctor, dar nu simt nimic. Mi-ați greșit diagnosticul, nu este adevărat. Deci de multe ori își neagă boala din cauza că nu au simptome. Este una din acele boli care nu se simt și care lucrează, de aceea noi spunem că este o boală parșivă. Ea acționează fără ca persoana în sine să știe. De aceea, orice persoană adultă, deci după 40-45 de ani, trebuie să-și testeze anual glicemia pentru a verifica dacă tot e în regulă. Dacă e în regulă, bine, dacă nu, trebuie luate măsuri. Se spune că diabetul de tip 2 reprezintă cam 90% din cazuri, este adevărat? Este adevărat. Deci diabetul tip 2 este acea boală a adultului care apare adesea însoțită de hipertensiune arterială, însoțită de greutate mare. Cazurile cu obezitate sunt 80% din cazurile de diabet tip 2. Apare împreună cu dislipidemii, deci valori anormale ale grăsimilor din sânge. Și împreună cu alte boli din această gamă a bolilor, zicem noi, nutriționale și metabolice. Acesta este diabetul tip 2. Diabetul tip 1, alături de încă două forme, să spunem, mai rare, diabetul, sau nu neapărat rare, dar în masa mare a pacienților sunt mai puține, diabetul gestațional, o formă aparte de diabet care apare doar în sarcină și de obicei se remite după naștere, și diabetul a apărut în cadrul altor boli, în cadrul unor boli de tiroid, în cadrul unor pancreatite, în cadrul unor sindrome genetice. Deci aceste forme sunt mai rare, deci 9 din 10 pacienți au diabetul tip 2. Avem un telefon, domnule doctor, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde sunteți? Mă numesc Diana și sunt din Sibiu. Ne pare bine. Am o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Vă ascultăm. Mama mea are 56 de ani și are diabet zaharat de vreo 5 ani. A lucrat toată viața ei în domeniul public, relații cu clienții. Medicul i-a recomandat un tratament, adică o dietă pe bază de legume și fructe strict. Strict? Este ok să îl continue sau este în regulă pentru diabetul ei? Să înțeleg că are câteva kilograme în plus? Sau? Are mai multe kilograme în plus.
Deci s-a recomandat să mănânce doar legume și fructe? Dacă am înțeles da, bine? Da, doar legume și fructe. Nu, nu este în regulă absolut deloc, nu. Regimul practic și este o dietă pentru o anumită perioadă sau... Nu, i-a spus că asta ar trebui să consume fiecare zi. Da, deci una este să consume exclusiv, adică doar aceste alimente, ceea ce nu ar fi în regulă. Altceva este să consume zilnic legume, ceea ce este foarte în regulă. Iar cât despre fructe, este o discuție separată, pentru că fructele, nici prea puține, nici prea multe, nu sunt bune în diabetul zaharat, pentru că fructele conțin acel zahăr din fruct. Deci, sunt de acord că medicul a recomandat să mănânce multe legume, ele sunt foarte bune pentru diabet din foarte multe motive. Nu este recomandat să mănânce foarte multe fructe. Deci nu este recomandat să mănânce un kilogram de cireșe pe zi, mai ales acum în sezon, pentru că pacienții chiar pot consuma un kilogram de cireșe. Aceste fructe mai dulci, cireșele, strugurii, perele, prunele, au un impact mai mare asupra glicemiei. Dar în meniul mamei dumneavoastră, la 56 de ani, deci în plină putere, ea trebuie să mănânce din toate grupele alimentare, din grupa proteinelor. Trebuie să mănânce carne, brânză, lactate, ouă, acestea trebuie să existe. Din grupa glucidelor, care sunt subiect de... O mănâncă perfect. Carne, încearcă să scoată din... Dacă este opțiunea să scoată carne, este bine să introducă atunci produse lactate. Deci ouă să mănânce 2-3 pe săptămână, niște lactate degresate, un iaurt zilnic sau la 2 zile, o cană de lapte zilnic, o brânză slabă, astea sunt binevenite. De asemenea, carbohidrați, deci glucidele acelea care sunt discutate în tratament, ea trebuie să le mănânce, nu trebuie să le scoată complet, și anume pâinea, cartofii, orezul, mămăliga, mazărea, fasole. Doar pâine neagră consumă, doar pâine neagră. Perfect. Deci din ce mi-ați spus, apar aceste elemente ale unei alimentații sănătoase. Și eu recomand întotdeauna să mănânce multe legume și câteva fructe. Aia se spun 2-3 fructe la modul generic, să nu se scoată pâinea din alimentație, să existe ouăle și lactatele. Deci, practic, din tot ce mi-ați povestit, dacă mama noastră consumă... Care ar fi fructele care ar trebui să le consume mai des? Fructele care se pot consuma un pic mai des sunt cele cu un conținut un pic mai mic de glucide. Și aici vorbim despre merele, care nu sunt extrem de dulci. Vorbim de kiwi, ananas, grapefruit, pepenele roșu este foarte bun în acest sezon, este un fruct cu un conținut relativ mic de zahăr și un conținut mare de apă. Bananele, dacă sunt crude, pot fi incluse inclusiv zilnic în meniu, deci există fructe. Fructele invers, care pun probleme un pic mai mari, sunt în general cireșele, prunele, perele, strugurii, deci fructele un pic mai dulci. Dar nu sunt interzise? Nu sau sunt interzise. Există vreun fruct interzis în fruct diabet? Interzis nu există în diabet, niciodată n-a existat. Sunt mituri, apropo de tema emisiunii noastre, să nu mănânci struguri, să nu mănânci banane, acestea sunt mituri. Orice fruct poate fi introdus, este bine, sigur, la struguri să nu consumi un kilogram, pentru că atunci glicemia va urca foarte tare. Să zicem gramaje de tipul 100-150 de grame de fructe dulci se pot include zilnic. Vă mulțumim mult pentru întrebare. Mulțumesc, la revedere. Apropo de mituri, obișnuim să le spunem copiilor, nu mânca prea multe dulciuri că faci diabet. Este sau nu un mit acesta? Este un mit și noi am discutat și în societățile noastre științifice faptul că diabetul este folosit și ca sperietoare, de asemenea insulina este folosită ca sperietoare. S-a făcut o cercetare în America în care s-a concluzionat că multă populație se teme de insulină din cauza că vede filmele în care pacienții care nu au insulină intră în comă și așa mai departe. Sunt mituri acestea, nu se face diabet de la consumul de dulciuri decât prin intermediul obezității. Deci dacă cineva ajunge la obezitate din cauza că a consumat multe dulciuri, are șanse mari să facă diabet. Dacă cineva mănâncă foarte multe dulciuri și este slab, șansele să facă diabet nu sunt cu mult mai mari decât ale unei persoane obișnuite care are genele de diabet în organism. Dieta persoanelor cu diabet este una specială. Auzim adesea că trebuie să gătim separat, pentru că dacă avem un diabetic în familie, ar trebui să gătim separat. Este un al doilea mit. Persoanelor cu diabet, având în vedere felul cum a avansat știința în zilele noastre, le sunt permise majoritatea alimentelor, dacă nu chiar toate alimentele. Singurele alimente față de care avem rezerve noi sunt în general îndulcitorii de tip zahăr. Zahărul, mierea, siropul de alțar, chiar și siropurile acestea naturale, ele pun probleme. Există, în schimb, alternativa îndulcitorilor și aici există o industrie întreagă
cu îndulcitori naturali, cum sunt fructoza din fructe, care se pare că nu este totuși extraordinar de bună pe termen lung, cum sunt ștevia, care este acum la modă și care este deocamdată acceptată ca un îndulcitor bun, cum este zaharina veche de 50-60 de ani, care este un îndulcitor sigur, și mai sunt o parte din îndulcitori care sunt contestați. Aspartamul, care a fost incriminat inclusiv în boala războiului din Golf. Deci s-a considerat chiar că este o boală cauzată de aspartam. Datele nu sunt extrem de bogate în acest sens. Și ciclamatul, care a fost interzis în Statele Unite, dar care se menține aprobat în Europa. Acești îndulcitori se găsesc inclusiv în sucurile fără zahăr. Exact. Inclusiv în sucurile pe bază de arbore de colaj. Chiar asta am vrut să vă întreb. Vedem adesea pe rafturi acele sucuri, scrie mare, cu o etichetă mare, fără zahăr. Fără zahăr. Pe de altă parte, s-ar putea să conțină, nu știu, anumiți îndulcitori care nu sunt buni în diabet. Este adevărat? În general, persoanele cu diabet, dacă au eticheta fără zahăr, pot avea, așa, din start, încredere. În general, sunt produse în care, să spunem, sucurile de mere 100%, sucurile de portocale 100%, sunt sucuri permise, ele sunt făcute într-adevăr din concentrat din fructe, conțin zahărul din fructe și apoi se reconstituie cu apă. Să zicem că într-o țară occidentală eu aș avea încredere, în România lumea spune că nu are încredere că ar fi 100%, eu n-am motive să nu am încredere, pentru că este autorități care controlează acest proces, da. Deci eu zic că sunt de încredere și sucurile 100%. Având în vedere că noi aici, în această televiziune, promovăm produsele românești. Da, eu aș zice că un suc de mere făcut natural. Să spunem că e numai de bine. Sigur, eu chiar recomand tot ce se poate cumpăra din piață și de la producători autohtoni, atât cât se poate, spălate bine și cu o proveniență cât de cât sigură. Ce vreau să spun? Deci, sucurile care sunt cu îndulcitori, inclusiv sucurile pe bază de arbore de cola, ca să nu vorbim de denumiri comerciale, cele în variantă light sau zero, oficial sunt admise în dieta persoanelor cu diabet. Neoficial, dacă fiecare are rezerve față de un anumit suc, poate să nu-l consume, poate să aleagă. Dar, să zicem, o limonadă cu zaharină este o băutură absolut în regulă și nu crește glicemia. Pentru cei care descoperă că au diabet, de obicei spaima cea mai mare este faptul că trebuie să renunțe la alimentele favorite, la desert. Depinde ce alimente favorite au. Dacă alimentele favorite sunt bazate exclusiv pe zahăr, sigur va trebui să renunțe. Nu este de ales. Cei care consumă foarte multe sucuri cu zahăr vor trebui să comute pe variantele pe care, sigur, fiecare cu medicul lui le va discuta. Nu trebuie eliminat gustul de dulce, ci doar acele surse de gust de dulce care cresc glicemia. Și anume, dacă există, să zicem, varianta miere de albine, care se recomandă a fi consumată deloc, dacă se poate, de către o persoană cu diabet, pentru că crește foarte rapid glicemia. Există, în schimb, alternativa gemului pentru diabet. Magazinele sunt deja cu rafturi pline de aceste produse, care nu cresc glicemia sau cresc într-o pondere moderată. Deci cine vrea să consume un gem de diabet, acesta este dulce. Eu recomand întotdeauna ca persoanele să-și găsească rețete pe care le pot adapta, se pot face tarte cu fructe, există înghețate cu îndulcitori, o budincă cu îndulcitori se poate prepara acasă, clătite cu astfel de gem, gris cu gem de diabet, sunt variante de dulce, există și ciocolata de diabet, inclusiv variantele comerciale, care pentru diabet este mai bună, dar nu ajută foarte tare la siluetă. De obicei, când se scoate zahărul dintr-un produs dulce, se compensează cu grăsimi mai multe. Deci ciocolata de diabet are mai multe calorii decât ciocolata cu zahăr, deci nu ar fi minunată pentru siluetă, care trebuie să intereseze și persoana cu diabet, dar este permisă. Deci cine vrea să mănânce 2-3 pătățele de ciocolată de diabet, are tot dreptul să o facă. Sunt batoane de cereale făcute cu îndulcitori pe care le pot folosi persoanele cu diabet ca desert. Deci variante sunt, nu trebuie renunțat la gustul de dulce, ci la anumite surse, în principal zahărul și mierea. Așadar, faptul că un diabetic nu are voie să consume zahăr absolut deloc, este sau nu un mit? Este un mit. Și aici cazul vreau să diabetului. Aducem în discuție, da, și mierea ulterior. Da, o să aduc în discuție cele două tipuri majore de diabet. Tipul 2 de diabet, care este cauzat sau are ca și corolar obezitatea. Într-adevăr, este recomandat să se evite zahărul. Că s-a întâmplat și pacienții noștri știu și mai glumim la cabinet, sigur că la o nuntă fiecare gustă un pic de prăjitură și dacă a dansat nu s-a întâmplat nimic, mulți chiar spun, uite, am consumat un pic de dulce, nu mi-a crescut glicemia pentru că m-am mișcat.
cine să consumă ceva dulce și se culcă, se va trezi cu o glicemie mare, în general. Chiar mai avem și paradoxul că cineva mănâncă dulce, peste noapte, în fazele incipiente ale diabetului, poate apare o producție un pic mai mare de insulină și se trezesc cu glicemie mică. Dar acestea nu trebuie să fie o încurajare pentru a consuma dulciuri. Deci, oricine din pacienții noștri știe că am mai făcut câte o excepție, pe termen lung nu se întâmplă nimic, dar e bine să rămână excepții și excepțiile înseamnă că regula se respectă. Regula este fără zahăr. O altă afirmație pe care o spunea și domnișoara care ne-a sunat mai devreme, faptul că mamei dânsei se recomanda să îi se scoată carnea din practic era un fel de dietă. De obicei, se recomandă sau nu carnea în cazul diabeticilor? Pentru că adesea auzim faptul că este obligatoriu să mâncăm carne dacă avem diabet. Există un grup de alimente care nu conțin glucide, deci carbohidrați, și care nu cresc glicemia. Printre ele se numără trei alimente majore: carnea, brânza și ouăle. De aceea, întotdeauna când se discută cu o persoană cu diabet, mulți din medicii din România vor spune mănâncă carne, brânză, ouă, multe legume și mai puțină pâine, mai puțin cartofi, mai puține fructe. Deci acesta ar fi un mini rezumat. Deci din punct de vedere al glicemiei, carnea sigur că este binevenită. Dacă sunt persoane care aleg să nu consume carne, decizia lor și-o pot face. Deci eu am în urmărire pacienți vegetariani, strict vegetariani, ovo-lacto-vegetariani, există toate tiparele acestea. Dacă există anumite reguli, se poate mânca sănătos și cu carne și fără carne. Deci, dacă o persoană are diabet, niciodată nu vom zice ai diabet, te rog să nu mai mănânci carne. Nu este niciun motiv pentru acest lucru. Care sunt valorile normale ale glicemiei? Valorile normale ale glicemiei dimineața, când se măsoară și corect glicemia din venă, după 8 ore de nemâncare, sunt între 70 și 100. Între 100 și 125 există o zonă pe care noi o numim prediabet, în care nu este nici diabet, dar nici o glicemie normală. Acea zonă fie trebuie investigată, fie trebuie măcar conștientizată de pacient. Nu este tot una să ai glicemie 95 sau să ai 115. Să zicem că la 115 nu este nici diabet, dar nici glicemie normală, este un semnal de alarmă. Iar tot ce înseamnă de la 126 în sus inclusiv, este diabet zaharat. Singurele situații în care noi mai avem dubii de diagnostic sunt dacă glicemia a fost recoltată în condiții de stres sau după amiază sau după noapte nedormită sau nu s-a recoltat corect. Avem dubii și de multe ori cerem repetarea glicemiei. Hai să ne convingem că este diabet. Dar dacă avem două glicemii, una 140, una 150, este diabet, mergeți la medic să vă registreze, să vă trateze. Deci nu există negocieri. Vreau chiar să spun telespectatorilor să nu fac o greșeală destul de frecventă, nu doar în orașele mici, ci în orașele mari și în Cluj-Napoca. Uneori se ajunge la medicul de familie, se găsește o glicemie de, să zic, 130-135, medicul de familie zice, ai o glicemie un pic mai mare, nu mai mânca dulciuri. Este cea mai greșită atitudine, o glicemie mare poate însemna diabet. Diabetul este o boală complexă care trebuie luată în evidență, tratată, chiar dacă medicul diabetolog îi va zice la fel. Poate îi va zice, nu mai mânca dulciuri, dar ne vedem peste 6 luni, facem aceste analize. Deci nu trebuie ignorată o glicemie mare. Peste 6 luni poate fi mult prea târziu uneori. Nu neapărat, nu. Diabetul este o boală, din păcate, evolutivă, deci care, din momentul diagnosticului, diabetul tip 2, are o evoluție în timp. Deci aceeași persoană, dacă nu merge la medic 4 ani, se va trezi că avea glicemia 130 și când vine acum, după 4 ani, vine cu 220 și spune, vai, dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că nu ai fost periodic la control, măcar anual la 6 luni, ca să ții pasul cu această boală. Deci asta este vestea proastă la diagnostic, pe care o și dăm pacienților, că nu va fi întotdeauna glicemia 100 și. De cele mai multe ori glicemia crește, noi trebuie să ținem pasul cu tratamentul pentru a asigura întotdeauna glicemii bune, care înseamnă prevenția complicațiilor. Deci noi tratăm diabetul ca să prevenim complicații, chiar dacă pacientul simte sau nu simte vreun simptom. Auzim adesea despre acele cazuri cu organe afectate. Care sunt principalele probleme care apar din cauza diabetului? Cele mai specifice organe care sunt ținta glicemiilor mari, deci complicațiile tipice ale diabetului, apar la nivelul ochilor. Acolo este afectată retina, afecțiunea se numește retinopatie diabetică. Aceasta depinde foarte mult de ca evoluție de durata diabetului și de glicemii. O persoană cu glicemii proaste timp de mulți ani va dezvolta destul de repede aceste complicații, care în forma extremă duce la orbire.
Din fericire, în ziua de azi, dacă pacienții ajung la medic, nu se ajunge. Dar există aceste forme la un anumit procentaj de pacienți grave și care înseamnă pierderea vederii, dezlipire de retină, hemoragin, vitros. Sunt diferite forme de afecțiune a leucilor. De aceea, cel puțin anual, dacă nu uneori la un an jumate, se recomandă examenul fundului de ochi. Deci se examinează fie prin fotografiere, fie prin privirea directă a spatelui ochiului, a fundului de ochi, situația vaselor. A doua complicație care supără foarte mulți pacienți, aproximativ jumătate din ei, este neuropatia. Fibrele nervoase din diabet sunt afectate, în general, la ambele picioare sau ambele mâini, deci extremități, și cauzează amorțeli, furnicături, durere, înțepături, senzație de arsură, senzație de rece și de multe ori acestea, dacă nu sunt discutate cu medicul, pot duce ele însele la complicații. Pacientul are senzația că sunt reci picioarele și le încălzește excesiv la sobă, în apă fierbinte și face o arsură. Sau o persoană care nu simte. Se poate trezi că a umblat cu o pioneză în picior timp de câteva ore și apoi a apărut o zonă de necroză, deci ulcerațiile. Acestea sunt alte complicații. A treia grupă de complicații se referă la rinichi și acestea sunt silențioase, deci nu se simt, se văd doar în analizele periodice și merită întotdeauna discutate. Acestea sunt complicații specifice. Există complicații ale diabetului tip 2, care sunt comune cu complicațiile obezității, ale hipertensiunii și ele se referă la infarctul miocardic, accidentul vascular. Deci diabetul este o boală care crește foarte mult riscul bolilor aterosclerotice, deci bolilor cauzate de îngustarea arterilor, de depunerile de grăsime. Din acest motiv, noi spunem că o altă țintă a tratamentului, în afară de a avea glicemii bune, este de a avea tensiunea bună, un colesterol bun, o greutate bună, de a renunța la fumat. Deci întotdeauna o persoană cu diabet. De ce crește greutatea? De ce este asociat diabetul cu obezitatea? Se pare că sunt mecanisme comune. Un mecanism este rezistența la insulină. Obezitatea conduce indirect la apariția diabetului prin faptul că celulele adipoase îngreunează acțiunea insulinei în corp. Sunt relații bine cunoscute de către noi și se și tratează simultan. Deci cine de obicei scade în greutate? O persoană cu obezitate care a ajuns la un medic care l-a speriat, i-a spus ai grijă de greutatea ta, s-ar putea să faci un infarct. Și persoanele acelea care slăbesc mult observă la un moment dat că și glicemiile s-au ameliorat foarte mult. Deci așa cum merg în sus, greutatea și glicemia așa merg și în jos. De aceea recomand tuturor persoanelor cu diabet care au greutate mare să facă eforturi să slăbească. Cum, domnule Cum? Doctor? Cele există mai bune... anumite diete, multe în contradictoriu. Alții recomandă carne, alții recomandă să fie scoasă Sigur. Carnea din fiecare, diete. Fiecare pacient are metoda lui care funcționează și fiecare medic are prescripția lui. Eu merg în general pe a încuraja foarte mult mișcarea. Mișcarea la diabet înseamnă mersul pe jos. Se obține cu mers pe jos jumătate de oră, 45 de minute pe zi, ce se obține de multe ori cu 2-3 medicamente. Mult mers pe jos. Numărul 2. Sunt sporturi pe care unii le pot practica, unii nu. De exemplu, notul este foarte bun. Urcatul scărilor, mersul pe scări sus-jos acasă, în loc de lift. Sunt variante care să menajeze inima, dar care să fie zilnice. Deci prima metodă de slăbit e mișcarea. A doua metodă de slăbit este limitarea stresului. Stresul este, din păcate, un factor comun al diabetului, al greutății mari. Cine este foarte stresat trebuie să-și găsească metode de a-și controla stresul. Este ușor de zis. Din păcate, eu nu știu să se rezolvă această problemă. Există psihologii specializați care se ocupă. Al treilea, din cantități se lucrează. Cel mai bine este să slăbești mâncând de toate, dar cantități mici. Și al patrulea lucru la care țin foarte mult și cu toți pacienții mei discut așa, obligatoriu mic dejun și obligatoriu mese regulate. Metoda pe care eu am experimentat-o de ani de zile și este foarte bună pentru slăbit este mâncatul de 4-5 mese. Puțin și des. Este ceva simplu. Fiecare poate face. De cele mai multe ori persoanele cu greutate mare mănâncă mai nimic dimineața, ciugulesc ceva pe la 12 și seara încep și mănâncă toată seara. Remediul este un mic dejun dimineața, o gustare la 11, un sandwich la 2 sau o supă sau o salată. Și apoi vine masa de la 5-6 care pică de data asta într-un context bun și nu se mai absorb toate alimentele. Sunt soluții pentru toată lumea. Doar trebuie ca cei care vor să, adică cei care au de slăbit să și vrea să slăbească. Domnule doctor, am ajuns din păcate la finalul primei părți a emisiunii noastre. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această seară alături de noi. Cu dumneavoastră ne revedem după o foarte scurtă pauză.
Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit! Doamna Beata Bișo, până această seară alături de noi, este o femeie extraordinară care a învins cancerul. Ne bucurăm să vă avem alături de noi și domnișoara Cristina, care ne va traduce în această seară. Hello! Hello! Bună seara, bună seara! Și vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Welcome! Aveți o poveste extraordinară pe care am dorit să o auzim de la dumneavoastră în această seară. O să rugăm pe Cristina să-i traducă doamnei. There is something very important that you can explain us today. Yes. Yes. Ați trecut prin clipe grele. You had some difficulties in your life. Yes, like everybody else. Deci a avut anumite dificultăți în viață. Care sunt acestea? Lumea. Ne puteți spune povestea dumneavoastră? Which ones? Could you tell us your story, please? Is it about my illness that despre boala ei? Dorim da, să știm? Da. Ne-ar interesa când s-a întâmplat, cum anume și cum a fost evoluția. When it happened, how it happened, what was the disease? Mm-hmm. Well, it was in 1979 that I was diagnosed with malignant melanoma. Era în anul 1979 când a fost diagnosticat cu melanoma. And I didn't even know what it was because at the time melanoma was quite rare. But I was very very shocked of course because I knew it was a cancer. Desigur era foarte șocat pentru că auzea termenul cancer. And I hadn't had any symptoms. It was just suddenly there. Și nu aveam deloc simptome, a fost pur și simplu prezentă. And the doctors who examined me told me it was terribly urgent to have this very small tumor, little tumor like that, removed from my leg. Și medicii au spus că era foarte urgent să ca tumoarea mică, deci era de mărimea pe care a arătat-o, din picioare să se îndepărteze. So I had the operation and a very large part of my right leg was removed. Și a avut operația și o parte destul de mare din piciorii i-a fost îndepărtată. So that I needed a skin graft from my other leg and it was extremely painful. Și era nevoie de un transplant de piele de pe piciorul celălalt. It took me 2 months to learn to walk again. A durat 2 luni de zile până când a învățat să umble din nou. But then I could go back to work. I was working at the BBC and I went back and I thought, oh, it's wonderful, it's all over. Doamna a lucrat la BBC în perioada aceea și când s-a terminat, a fost foarte fericit să se reîntoarcă la lucru. And all I had to do was to go and see my oncologist every 4 weeks to check me how I was doing. Condiția era ca fiecare din 4 în 4 luni să se reîntoarcă să-și consulte oncologul. Ați urmat tratament cu chimioterapice? Did you have a chemotherapy? No. Nu, deloc. No. I was told I was fine and I should go back and resume my life where I left it off. Nu a fost nicio chimioterapie. I s-a spus că este bine și se poate reîntoarce la viața pe care o conducea înainte. Which was the worst possible advice he could have given me because I went back to my life which had been not very healthy. Și asta a fost sugestia cea mai nepotrivită pentru că ea s-a reîntors la viața ei care se poate numi cât se poate de nesănătoasă. De ce spune acest lucru? Care este mediul? Care era mediul în care lucra? Why would you say it was unhealthy? Because I smoked 25 cigarettes a day. Pentru că fuma un pachet de țigări mai mult decât pe zi. And I had a wonderful job, but it was very stressful. A avut un job minunat, dar a fost foarte stresant. And you know, if you had to finish a particular program, you stayed up till midnight and then you went back at 8 in the morning. Well, you know this, don't you? Yes. Și programul era puțin dat pe cap pentru că trebuia să lucreze până la miez de noapte. So I just continued quite happily and exactly 1 year after the operation, which means end of November 1980, the doctor who checked me, the oncologist, found a hard lump in my groin, in my right groin, same side
as where the original tumor had been. A large what? Lump. Lump. A hard lump. Și după câteva luni, 8 luni de zile, în anul 1980, când s-a reîntors la control la medicul ei, i-a fost găsit iarăși o tumoare în partea dreaptă a corpului. And by that time I had made my own research into melanoma because I was interested what's the matter with me. And I discovered that if the malignant condition spreads away from the original tumor, the site of the original tumor, that was big trouble. Yes. Iar la vremea aceea doamna Bishop a deja studiat ce înseamnă melanoma, pentru că dacă o tumoare apare și în altă parte, asta este deja o mare problemă. So the oncologist wanted to operate immediately and take out all my lymph glands, and then he said, and we'll see what else I have to take out. Și oncologul s-a decis pentru o operație și desigur din sistemul limfatic i-a fost înlăturată anumite părți. So I thought, well, the first operation didn't solve the problem. The second operation would just make me even more mutilated and weak, so it didn't seem a good idea, somehow. Medicul chiar spunea, hai să vedem ce mai trebuie să înlăturăm. Și după prima operație nu se simțea mai bine, după a doua operație chiar se simțea și mai rău. Deci nu se părea soluția potrivită. And of course I was terribly upset and miserable because this was a shock. I thought I'd been all right, you see. And so I decided that I didn't want the operation. I want to find out if there is anything else I can do. Și desigur, pentru că realizase că nu este soluția potrivită pentru ea, dorea să verifice ce altceva poate să facă. And so my best friend took me under her wing and she started telephoning mutual friends just to ask if they knew of anything else I could do. Și prietena ei, cea mai bună, i-a sărit de ajutor și desigur a întrebat pe toți cei care îl cunoștea ce se poate face în această situație. And one of these mutual friends said, well, why doesn't she try the Gerson therapy? And we said, the what therapy? Și una din cunoștințe a spus, de ce nu se încearcă terapia Gerson? Și ei au spus, ce fel de terapie? Este numele unei terapii. Cum se numește? Puteți să ne repetați? How do you call this therapy? Gerson. Gerson. Da. G-E-R-S-O-N. Deci Gerson. Să înțelegați că ați urmat acest tratament sau această terapie? So you followed this Well, no. We didn't know what the hell it was, you see. The therapy. A therapy. Nobody knew what it was. Și nimeni nu știa despre ce este vorba în terapia Gerson. But then what happened was that once you make a decision, things start happening. Dar ce s-a întâmplat? I decided to find out about this therapy. Dar ce se întâmplă când iei o decizie, lucrurile încerc să se, să se întâmple. Și ea s-a decis să urmeze această terapie. So, within a day, my friend and I discovered that Dr. Gerson had been a German doctor, he was no longer alive, but his granddaughter was living in London, where I was living. Și ceea ce au aflat, că doctorul Gerson era un medic care trăia în Germania, nu mai era în viață, însă nepoata lui trăia în Londra. So I rang this young lady and I said I'd like to come and see you, so I went and saw her. No, she said, first you have to read my grandfather's book and then come to see me. Now it's a big book. And I read all night and the next day. And I thought, this is logical, this makes sense. So I went to see her. And we talked about it. And basically what it means is that you build up the body to make it so strong and healthy that it can heal itself. Mm-hmm. Și ce s-a întâmplat, desigur a dorit să întâlnească această doamnă, nepoata doctorului, care i-a sugerat, înainte să vii să mă vizitez, vă rugăm să citiți cartea. Și era o carte destul de groasă. A citit noaptea întreagă, ziua de după. Și
tot ce citise îi se părea că are sens, are logică, pentru că era vorba de fapt de întărirea propriului organism ca să se descurce pentru a se însănătoși. Cum anume se făcea acea întărire? What would you say it would be the you said that you empower your body, you make your body more healthy, you heal your body and you bring it in top condition because the body can heal itself if you help it. If you help it. And which methods do you use to help your body? Well, that's the Gerson therapy. Dr. Gerson realized that cancer is not a thing, it's not a tumor. Deci cancerul nu este o tumoare. Da, deci nu este ceea ce credem noi. Este destul de șocant ceea ce auzim în această seară aici. Este foarte interesant. Este o altă abordare a cancerului decât până acum. Acesta este și motivul pentru care, stimați telespectatori, ne-am permis să o invităm pe această doamnă extraordinară în această seară aici în studio, pentru a afla și alte metode decât cele clasice pentru bolnavii de cancer, care, din păcate, sunt tot mai mulți, atât în România cât și în întreaga lume. Suntem foarte curioși și, din păcate, avem timp foarte puțin. Suntem foarte curioși să aflăm în ce constă, de fapt, această terapie. Care sunt pașii pe care i-ați urmat și în ce fel v-ați însănătoșit? Which cum v-ați făcut bine? How is the therapy? Could you describe it? I have first to tell the basic principle, otherwise it doesn't make sense. Deci trebuie să luăm de la capăt. Sigur, ascultăm. Mm-hmm. Principiul de bază. The tumor is not the disease. The tumor is a symptom that the whole body is sick. So tumoarea unless nu este cancerul boala. Nu este, deci tumoarea nu este boala, însă este simptoma faptului că tot organismul este bolnav, deci întreg organismul. So to put it simply, cancer is not a thing, it's a process. And unless you stop the process, it comes back, which is what happened to me. You see? Yes. Deci cancerul nu este un lucru, să spunem, ca și o tumoare, este un proces. Și dacă nu înțelegi procesul și nu îl oprești, atunci el are tendința să revină. Mm-hmm. The body is sick because it has been poisoned with toxic stuff, the environment, the air, the water, the soil, everything around us is polluted. Suntem otrăviți. Corpul, da. Corpul este bolnav, corpul este slăbit pentru că este plină de toxine din mâncare, mediul din aer, din mediul înconjurător. And the other problem is deficiency because the modern diet is not giving the body everything it needs. So it's deficiency and toxicity. Și deficiența mare este că dieta modernă de astăzi nu îi oferă corpului de tot ce are nevoie. Alimentația, din păcate, nu este corespunzătoare, într-adevăr. Alimentația, desigur. Și pe lângă acestea apar toxinele. Da. Bun. Care sunt pașii? Ce e de făcut? Which are the steps? What is there to do? You do two things. One is that you go on to a highly nutritious, optimal program of food and an enormous amount of freshly pressed juices, fruit and vegetable juices. Deci sunt două lucruri de făcut. Te duci la un nutriționist, deci îți schimbi nutriția și, doi, se consumă o doză mare, să spunem, de sucuri din fructe și legume presate proaspăt. Everything has to be organic. Totul trebuie să fie bio. At the same time, detoxification happens by coffee enemas, which help to detoxify the liver. Because the liver is the main organ, and if it's full of toxins, the body can't be healthy. Și în același timp, o detoxifiere se oferă și prin clisma cu cafea, pentru că aceasta detoxifică corpul foarte puternic. And also castor oil treatment. So the one thing is you put in this enormous amount of excellent food and you take out the toxins. Deci una este să introduci o doză enorm de mare de nutriție prețioasă și, pe de altă parte, să îndepărtezi din corp toxinele.
Now, naturally, you can't do this in 2 weeks or even 2 months. It has a long process because it took the cancer a very long time to establish itself. Și asta nu poți să-l faci în 2 săptămâni sau în 2 luni de zile, pentru că este un proces foarte lung. Am o întrebare. Dânsa consumă carne? Do you eat fish or flesh or meat? Meat, never. Never. But are we talking about now or the therapy? Vorbim despre acum sau despre terapie? Despre terapie. Nu recomandă therapy. Sau nu carnea în această deci dietă? Deci carnea în terapie. De... No. No animal protein at all for 6 weeks. It's vegan for 6 weeks. Mm-hmm. And then you have a little bit of yogurt. Little bit. Nu se consumă of... proteină animalică 6 săptămâni. După care se revine. 6 săptămâni este total vegan, după care se consumă puțină iaurt. În cantități mici. Exact. And no meat, no fish. Deloc carne, nici pește. Să presupunem că se parcurge această terapie, se ține această dietă. Care sunt pașii următori? Ce e de făcut? Cum putem stopa această boală ca să nu recidiveze? Mm-hmm. And if you follow this diet, if you follow the instructions, what is the next step? That it, the disease should never come back? Well, if you purify your body, if you get rid of all the toxins and you give it the maximum, optimum nutrition, you've stopped the process, the cancerous process, so it doesn't come back. Look, I've been well now for 30 years. I finished the therapy in 1983, mm-hmm. which is exactly 30 years. Deci, de fapt, dacă faci terapia și conduci o viață sănătoasă, nu vine înapoi. Ea a terminat terapia în 83, de fapt. Now, coming back to 1981, January, I went to what was then the world's only Gerson clinic in Mexico to learn the therapy there. I was there for 2 months. În anul 1981, doamna Bishop a plecat în Mexic pentru că în acel moment era singura clinică Gerson din lume. And then I went back to London and continued for 2 years. At home. To learn it. Or no, to do it, not to learn it. Deci s-a dus în Mexic să învețe terapia, ce este de făcut, s-a întors la Londra și a urmărit încă 2 ani de zile. Ce legătură are boala cu psihicul uman? What would you say the disease has to do with your emotions? Emotions or stress do not cause cancer, but stress or some terrible event in your life may be the last straw which breaks the camel's back. I mean, the immune system can't take it any longer. Deci emoțiile sau stresul nu îți pot provoca cancerul. Doamna Bishop spune că stresul, de fapt, poate să producă, să pornească anumite procese în organism sau poate să fie ultima picătură care va duce la cancer. Care sunt sfaturile dumneavoastră pentru acei bolnavi de cancer în acest moment? Cei care au depistat această boală, indiferent de etapa la care se află în acest moment? What would you recommend to all those people who have cancer or they have this disease? Look, I'm not a doctor. Ea spune că nu este specialist, nu este medic specialist. What I would like to say is that since my illness, which is now, as I said, 30 years ago, an awful lot of new research has shown that nutrition has a great deal to do with whether we are healthy or sick. And that justifies the things which Dr. Gerson discovered in 1940. Să te rugăm să ne traduci, că este foarte important ce ne spune doamna. Ceea ce spune este că, desigur, în ultimii 30 de ani, pentru că ea avusese această boală acum 30 de ani înainte, s-au descoperit foarte multe. Deci sunt informații noi. Și, desigur, informații noi din anii 40, de când doctorul Gerson a descoperit această terapie.
Și ce este important, că nutriția joacă un rol enorm de mare în, în păstrarea sănătății și a deveni sănătos din nou. And things have changed. And for instance, there is now a Gerson Health Center next door to you in Hungary, where people come from all over the world, including many people from Romania, to learn how to do the therapy. And then they go home and continue. So it is becoming accepted that nutrition has a great deal to do with health, and particularly in cancer. Și lucrurile se schimbă. Uitați, există o clinică Gerson chiar în apropierea noastră, în Ungaria, și foarte multe persoane se duc acolo să învețe ce este de făcut. Chiar din România sunt mai multe persoane și se reîntorc acasă ca să-și continue tratamentul. Din câte am înțeles, doamna are și o carte, este tradusă în românește? As we understood, you also have a book published, and is it already traduced in Romanian? Yes. Da, cum se numește? Putem afla și noi un nume. Care este titlul cărții? But I can't tell you the title in Romanian. I'm sorry. Da. O să vă căutăm după nume și în cazul în care găsim. In English it is called A Time to Heal. A Time to Heal. Yes. Deci vremea vindecării. Cartea din păcate, va apărea. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Emisiunea noastră a luat sfârșit. Un ultim mesaj pentru telespectatorii noștri, dacă aveți ceva de spus, Cristina? Nu, ceea ce doream să spun, cartea este de găsit începând de mâine. Da. A last message maybe for the people watching you. If people want to avoid serious illness, they have to be very careful how to live. They should try to avoid anything that is toxic. Try to eat organic if you can. Don't smoke, for goodness sake. Don't drink a lot of alcohol, because you are doing a terrible thing to your liver. And the moment your liver can't cope anymore, you become very ill. Deci ce se întâmplă tuturor care doresc să conducă o viață sănătoasă? Să aveți grijă ce mâncați, ce consumați, desigur. Să nu cumva să fumați, asta este un mesaj important, și să consumați alcool, pentru că dacă ficatul va renunța să mai coopereze cu dumneavoastră, va fi o situație mai grea de depășit. There is a lot of pollution which we can't avoid, what's in the air and the water and the soil. We can't avoid that, but we can avoid it at home, in our own personal lives. Avoid everything that's toxic. You have to be... Mediul înconjurător este toxic, deci aerul, pământul, desigur, și nu ne putem, nu putem neglija acest lucru, dar ceea ce putem să facem acasă, să fim atenți ce consumăm. Try to lead a very natural life. If you go back to nature, you can't go wrong, because we are parts of nature. Și ceea ce putem să facem, să ducem o viață naturală, pentru că dacă ne întoarcem la natură, nu avem ce să facem greșit. Asta încercăm să facem cu toții, tocmai de aceea încercăm să readucem în memoria telespectatorilor noștri diferite cazuri de acest gen. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și ție, Cristina, pentru traducere. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne vedem mâine!